Cu multă muncă, determinare și ambiție, elevii lui Alin Andri au reușit din nou să aducă faimă orașului nostru. La sfârșitul săptămânii trecute, la București, a avut loc finala campionatului național de karate tradițional pentru copii, unde elevii antrenorului Slătinean au avut evoluții foarte bune, urcând pe podiumul național. Per total am obținut un număr de 8 medalii, dintre care una de aur, la proba de EMBU masculin copii 1. De asemenea, am obținut 3 medalii de argint, una la EMBU mixt copii 2, una la comite echipe masculin copii 1 și una la kata individual copii 2. Și bronzul l-am reușit să-l luăm, am reușit să luăm 4 medalii de bronz, una la kata echipe feminin copii 4, la kata echipe masculin copii 1, la EMBU masculin copii 1 și la comite individual feminin copii 2. Sunt foarte mândru de rezultatele acestor sportivi, au fost foarte bine pregătiți. Secția de karate a Clubului Sportiv Municipal Slatina a fost reprezentată de 24 de copii la această competiție de mare anvergură, la care au luat parte cei mai buni karatiști din toate cluburile din România. Toate probele au fost completate, nu a fost niciun loc care să fie lipsă, astfel încât toți cei care s-au calificat la această finală au fost prezenți și, așa cum vă spuneam, competiția a fost extrem de puternică pentru că a fost un număr foarte mare, dar și pentru faptul că au fost foarte bine pregătiți. În urma acestor rezultate, o parte dintre copii și-au adjudecat biletul de participare la Cupa Europeană, competiție internațională ce se va desfășura în Serbia în perioada 24-26 mai.